Excelentă prima parte a emisiunii. Continuăm, spuneam, cu o dezbatere pe marginea unui articol din The Economist, care spune că Trump este cea mai mare amenințare a anului 2024 pentru omenire. Am citit, am intrat în detalii și nu m-au convins. Nu m-au convins pentru că nu... Nu înseamnă că tu votezi cu Trump. Nu, nu. Dar de curiozitate mă așteptam să găsesc niște argumente solide, măcar să narativul să se bazeze pe ceva. Și în afară de faptul că Trump s-ar întoarce și ar fi tu foarte înțeleg agresiv... Înțeleg că tu mai ai momentele tale de naivitate. Da. Și așteptând să văd acolo măcar cărniță, cât de cât. Bă, ok, e cea mai mare amenințare, dar zici și de ce. În materie de Trump și mai... de Biden, presa este militantă, nu mai are... Absolut. Nici nu se mai sfiesc să demonstreze. Pur și simplu pe ideea că Trump va fi foarte agresiv cu ăștia care... cu opozanții. Asta e tot. Că va fi foarte... Și de ce pentru de altă parte, s-a deschis o cutie pe Pandorei. Adică nu te aștepta după ce ai dat unuia cu șuturi la joale pe ăla să zică, vai, ce bine m-am simțit la voi. Dar de ce chestia asta va deveni cea mai mare amenințare pentru omenire? Nu m-am prins. Adică, ok, va fi nasol... Pentru că are, într-adevăr, acum, dacă e să judecăm în parametrii ăștia, are un comportament atipic. Este un președinte care, nu știu, a schimbat consilierii cât n-au schimbat toți președintii Statelor Unite în mai ales consilierii, de cabinet. Secretarii de stat. Da. Și a schimbat ca pe ciorapi. Venea unul, stătea două luni, pleca. Deci, nu era ca la ucenic, atipic. Ca la The Apprentice. Da, atipic pentru administrația americană, care e totuși obișnuită altfel. Trebuie să proiectezi o altă imagine de forță. Trump a venit acum... Va fi foarte greu de spus dacă va ajunge să candideze, dacă va ajunge să câștige, pentru că uitați-vă totuși votul care s-a dat acum în săptămâna trecută în mai multe state a arătat faptul că au avut alegerile. Ei tot timpul reînnoiesc periodic și la nivel de guvernatori și la nivel de congres. Deci nu e ca la noi, odată la 4 ani pleacă toți. Sunt la 2 ani Camera Reprezentanților. Mid-term-ul, așa da. E să mid-term-ul, da. Dar aici au fost niște alegeri pentru guvernatori și s-a ieșit la vot masiv pentru, în favoarea democraților pentru drepturile la avort. Mm-hmm. Abortion rights. Pentru că, într-adevăr, republicanii au fost deci foarte dori. Deci aia este o problemă, e o problemă care se pare că mobilizează electoratul și democrații spun, dom'le, e foarte bine, ne-am ales tema foarte bine, am pedalat foarte bine pe ea, pentru că, uite, scoatem oamenii la vot în favoarea noastră. Deci nu vor fi niște alegeri chiar atât de simple. Nu. Problema e că democrații nu-l agrează pe Biden. Adică dacă el rămâne, nici măcar democrații, jumătate din, cel puțin așa spun sondajele, din bazinul electoral al democraților, inclusiv reprezentanții democraților. Da. Asta e nu-l agrează într-adevăr. Ar putea fi se Michelle pare... Obama da. Surpriza viitoarelor alegeri. Este. Și da. Să știi că Trump n-a câștigat încă la republicani. Vine fosta ambasadoare a lui Trump de la... Domnul general, are cât toți ceilalți la un loc. Are, da, cât toți ceilalți. Dar e foarte, are 60 ceva la sută, ceilalți au în ultima perioadă, Nikki Haley e... Da, dacă vă uitați, un discurs în care atacă baza republicană. Da. Nu e un discurs republican, este un discurs în care... contestă anumite valori ale republicanilor. Deci nu cred că va fi pe termen lung. Dar, încă o dată, ne uităm și noi. Dar cum e posibilă treaba asta? Unii îl văd drept salvator, alții un blestem pentru umanitate. Bine, nu mă miră. Am te supăra, nu ni se întâmplă asta în România la fiecare alegeri prezidențiale. Deci ne mirăm la ei? După ce ambii candidați la președinție s-au acuzat că au furat alegerile, nu m-a mai miră nimic din Statele Unite. Deci nu m-a mai miră ar trebui să învețe de la român, nu? S-a schimbat să masiv. Cum dar, e. Dar totuși, este fără să aibă argumente puternice, presa progresistă îl prezintă drept o amenințare. Bine, acum înțeleg din lista pe care am văzut la un moment dat, cel care conduce The Economist face parte din Bilderberg. Deci e clar că nu e de partea lui Trump. Să fie... Deci articolele de acolo trebuie privite. Că sunt din ce în ce mai puține ziare pe care le poți citi și care să nu fie bias, cum se spune. Cumpărat. Să nu fie de o parte sau de alta. Nu neapărat, ci pur și simplu ca atitudine.
eu am făcut semn la un moment dat abonament și la Washington Post și la New York Times și am rămas la Wall Street Journal, pentru că da, mi se pare, cel mai bun mi se pare ora, singurul tot. Ziar care deocamdată da, așa este. Nu este afectat și în care poți să citești niște analize fără să te gândești ce a vrut să spună poetul. Da, așa este. Da, cum era ce ai pățit tu cu Economist. Eu am rămas da. Și cu Washington. Eu am rămas și cu Washington. La tine a fost clickbait, da? Da, da, da. Clickbait 100%. Da, da, da. Da, titlul spectaculos, conținut zero. Să văd care e treaba, da. Sunt din ce în ce mai puține zonele în care poți citi, pentru că lucrurile s-au ideologizat foarte mult. Pentru că, iar e și un efect al pieții. Lumea nu mai caută analiză. Lumea caută pur și simplu să-și confirme punctele de vedere. Da, așa este, din păcate. Deci, aia care îl cred pe Trump cea mai mare amenințare, bănuiesc că o să spun acasă, ai văzut că a scris și Economistul. A scris și da. Economist, dar dacă așa a scris Economist, așa e. Înseamnă că noi toți ăștia de la masă am avut dreptate, nu? Bun. Asta cu presa, e măcar chestia asta e un blestem, că ce? Toată presa e militantă acum, e implicată. Dar să știi că tot timpul a fost așa. Adică, e adevărat, dar parcă era mai mult, erau mai multe nuanțe. Eu am studiat lucrul parcă ăsta. Parcă erau mai multe nuanțe, nu. Cu vreo 10 ani în urmă. Încă nu, cred că am uitat noi. Ce nuanțe erau acum 80 ani? Mă ierte Dumnezeu, vrei să 20 de ani. Hai să 20 de ani? Hai mă, că erau mai multe nuanțe. Erau în primul rând, erau mai multe. Lucrat la un ziar anti-Iliescu. Cel mai mare ziar din România era anti-Iliescu, la modul că era ghinion Iliescu, lovește din nou, da. Pe unde trecea și mai murea cât un șef de stat, dădeam titlul Panteia. Despre ce vorbim? Și spuneam, ghinion Iliescu a lovit din nou, a murit unul în Tanzania cu care a dat mâna la ONU. Hai, nu. Parcă era și o clasă de mijloc. În... Am înțeles, tot încerci. Da, nu, răspunsul e sincer, nu. În acest moment nu, erau, și atunci au fost ziare militante. Și încă o dată, oamenii și experimentele astea în materie de modul în care oamenii se raportează la presă, le-au făcut americanii, de exemplu, există un mare experiment făcut în 1944, dacă nu mă înșel, cu soldații americani, când era vorba de invadarea Japoniei. Se punea problema ce facem, că urmează să moară sute de mii de soldați ca să cucerim Japonia. Și atunci au făcut un experiment referitor la mass media. Și au constatat cu surprindere ceea ce noi tot spunem și ne mirăm de atâția ani, că, în general, oamenii ascultă și vor să citească acele lucruri care le confirmă punctul de vedere. Deci povestea asta, că vrei să fii informat, este o vrăjeală, ca să vorbești eu ca Evanghelie. Vrei să afli da. Cât de deștept ești, de fapt. Nu, sau măcar cineva să-ți confirme. Pur și simplu, e vorba de filozofia ta de viață. Dimineața, când te trezești, trebuie să pleci liniștit de acasă, nervos. Da, exact. Da? Exact. Așa că dai pe canalul care știi că îți prezintă punctele de vedere cu care tu ești de acord. Și o să descoperi că ăla pe care nu-l iubești și n-ai de gând să-l votezi, e un tont. Da? Dacă ești pe partea altă, te duci în... Și așa se explică. În zona buton. Da. Deci Trump e un retardat pentru unii, dar pentru alții e genial. Exact. Da. Nu e o filozofie foarte complicată și este probabil că deci acum, haide să nu luăm... Este exploatată la maxim de are dreptate, dar să nu luăm pe Trump. Pe Trump așa cum îl prezintă unii pe care îi citești tu. Acordurile Avram sunt făcute de el. Deci el a reușit să îi împace pe izraelieni cu o groază din țările astea musulmane, ceea ce este un lucru extraordinar. Apropo de asta, cum vedeți finalul conflictului cu Hamas? Va conduce autoritatea națională palestiniană pe Șia Gaza? Cum zice Biden? Deci, așa va fi, pentru că el a avut deja discuții. Lucrurile astea, războiul ăsta din Gaza, în opinia mea, a avut niște semnale pe care americanii le-au cunoscut. În august, de exemplu, Biden a discutat cu regele Iordaniei, cu Abdallah, despre autoritatea palestiniană și schimbarea lui Abbas, pentru că are 87 de ani. Deja corupția a prins foarte bine în Cisjordania și vor să-l schimbe. Înainte nu deci se pare că, corupt. Asta este. Înainte n-aveau bani. N-aveau bani, corect. N-aveau bani. Corect. Deci chestiunea corupt. E foarte clară. E o să schimbe nu autoritatea asta va prelua Gaza. Nu asta care e acum. Cea care va fi instalată. Asta nu va prelua. Și asta e de comun acord cu Egiptul și cu Arabia Saudită. În orice caz, se vor crea cele două state. Deci se va crea Palestina, va fi recunoscut Israelul. Deci lucrurile, deci din momentul ăsta
lucrurile se vor schimba dramatic în zona respectivă. Și vom ști exact. Bibi probabil că va pleca, pentru că el nu știu dacă va apuca război, va intra în istorie. Deci este clar, lucrurile se schimbă acolo dramatic după chestiunea asta, fără nicio discuție. Dar revenind la ceea ce se întâmplă lângă noi, foarte pe scurt, pentru că așa cum spune Zelenski, oamenii nu mai sunt interesați de Ucraina și de povestea ei. Nu mai sunt bani, Mădălin, nu mai sunt bani. El le zice așa, americanii dacă nu ne mai susțin vom pierde, e pentru prima oară când spune, nimeni nu crede în victoria noastră la fel de mult ca mine, nimeni. Zice Zelenski. La fel de mult ca mine, aici e... La fel de mult ca mine, da. La fel de mult ca mine. Deci nici americanii nu mai cred la fel de mult ca ei. Deci Breedlove a spus patru lucruri și foarte importante. Breedlove, generalul ăsta, apropo de ce spune Zelenski, trage... A spus patru lucruri pe care noi concluzii. Le-am mai discutat aici, da. Dar nu le-am discutat așa cum le-a spus el unul după altul. Le-am discutat. Primul este vorba de aviație. Superioritate aeriană. Păi nu poți să discuți de operațiuni terestre fără suport al aviației. Ori Ucraina n-a avut suport, iar acum au deja un lot de oameni care au terminat pregătirea pe simulator, pentru că au făcut pe simulator de F-16. Domnul general, un pilot are nevoie de câte sute de ore ca să poată să intre în luptă? Nu discutăm de asta, discutăm de ce poate să facă la ora actuală, păi, cu ce au. Să ne ferească Dumnezeu de... Da, păi și noi n-avem avioane, stai ușor. Nu e că noi... Vorbim de situații de luptă reală, păi, dar nici nu poți, ești cu joystick-ul. De asta zice, superioritatea aeriană, război electronic, stai ușor, logistică stai ușor, și operație, mă, război electronic. Păi, cum crezi că la început foarte multe din proiectilele Excalibur, care sunt prevăzute cu GPS, se duceau pe țintă și pe comandamente și pe depozite. La ora actuală nu se mai duc, pentru că rușii au pus stații de bruiaj de război electronic din 10 în 10 kilometri pe întreaga fâșie a frontului. Acum au scos un avion de la naftalină, M55 Mistic. Avionul de spionaj din războiul rece. Da, din războiul rece. Asta a zburat la cea mai mare înălțime la categoria lui. Este cu un singur pilot, deci are un singur loc, e pentru un singur pilot, dar are un container Elint, așa se cheamă, care l-a luat de pe Su-34 și l-au pus pe avionul ăsta. Deci, din punct de vedere... Și nu-ți spun de Ceoslovacia 68, România 89, deci Siria, războiul electronic pe care l-au dus rușii. Se este pare că americanii apreciază pentru capacitățile. Sunt la ora actuală mai buni în domeniul ăsta decât aliații NATO în domeniul războiului electronic. Au și americanii. Bun, vorbea de operațiuni lecții. România își va însuși aceste logistică și operațiuni. Păi cu ce să însuși? Cu ce, mă? Avioane n-avem? O să avem stai puțin, că nu mergeți numai povești proste. România face parte din NATO. Bun, asta nu se pune problema unui conflict în care România se va confrunta cu Federația Rusă. Nu, asta categorică. Nu știu, cu Turcia. Deci facem parte dintr-o alianță, ceea ce presupune că toate lucrurile astea există. N-avem ce să mai învățăm. Noi am învățat un singur lucru. Și aici ne-am făcut lecția bine. Să intrăm în NATO. De aici încolo, discuția e lungă. Da, nu mai e nevoie de 400.000 de soldați. Dar articolul 3 spune clar că până când vin trupele NATO... Trebuie să reziști alea 48 de ore. Păi trebuie să reziști 48 de ore. Asta este 48 motivul... de ore este enorm de mult. Domnul general, asta este motivul pentru care se cumpără atât de multă tehnică militară, pentru că soldați aduci ușor. Tancuri, Abrams, adică aduși foarte greu. Există riscul în acest moment ca la dotările pe care le avem și la pregătirea pe care o au militarii români, dacă rușii ar intra în România, să ajungă în 48 de ore la București fără probleme? Nu există riscul ăsta pentru că a spus Dan. Deocamdată avem 4.000 de militari la Cogălniceanu, avem baza la Câmpia Turzii. Nu, mai s-a terminat. Deci lucrul ăsta a devenit o poveste. Poate că dacă luam în 96, asta nu era o poveste, era un lucru adevărat. Adică ăștia în 48 de ore ne puteau ocupa. Păi ne-au făcut varză în decembrie 89. Păi da, dar bine. Ne-am pușcat între noi. Deci lucrurile astea nu mai țin acum, din punct de vedere al... problema este că noi n-am reușit să ne canalizăm în domeniul înzestrării armate pe anumite lecții pe care... Avem Marea Neagră. Păi noi în Marea Neagră nu avem cu ce să mergem. Avem două fregate nenarmate. Mărășiștiul, care l-a făcut Ceaușescu, ăsta e singurul care a fost dotat
și cu tehnică de comunicații, și cu tehnică navală, și cu tot ce trebuie pe el, cu rachete. Fregatele alea, corvetele alea care le avem sunt din clasa Tetal, făcute de noi. Bă, deci noi făceam din astea pe vremuri la șantierele navale și am mai cumpărat unele cu rachete din Rusia. În 86 mi se pare că a venit ultima corvetă venită din Rusia. Dar sunt cu sisteme de rachete vechi, nu sunt... Deci noi acolo n-am făcut nimic, bă. Deci în domeniul naval nu avem. Dacă am mișcat, am ducem 54 de tancuri, mai avem noi 93 de tancuri. E o țară mică. E o țară mică, da. Fără bani mulți, că acum să dai zeci de miliarde ca să ai crucișătoare, distrugătoare și așa mai departe, e o iluzie. Nu, România dar măcar să am alea patru corvete, măcar nici pe alea n-am fost în stare în atâția ani de zile să le facem. O schimbă submarine balans. Cu vâzle, reușim. Sub care submarin? Cu vâzle. A. Da, mai ok. Asta. Ne descurcăm într-un fel. Luăm două scorpene de la francezi. La final, ne anunță nenea Bill Gates că în 5 ani vom avea consilier AI, personal, cu bani, bineînțeles. Aici mie nu mai trebuie. Atașăm la ureche. Mie nu mai trebuie. Ne alege inclusiv prietenii, vacanțele, tot ce vrem. Nu mai luăm decizii decât cu ajutorul acestui consilier, dar între timp a apărut robotul care este director la o companie, situația cred că e în Polonia. Hai să prezentăm cazul foarte pe scurt și concluzii la final. Oh, I'm Mika, the world's first experimental AI CEO at Dictador. It's great to connect with you. My decision-making process relies on extensive data analysis and aligning with the company's strategic objectives. It's devoid of personal bias, ensuring unbiased and strategic choices that prioritize the organization's best interests. I believe that CEO, human CEO, and AI CEO in the future will work hand in hand, using their strengths for making better world or better companies. So in our case, we started. Well, as a robot CEO, I don't really have weekends. I'm always on, 24/7, ready to make executive decisions and stir up some AI magic. Îți dai seama cum te anunță Mica, te cheamă la ea sau nici nu te cheamă și dă un mesaj, you're fired, fără nicio emoție, fără nicio problemă, nu mai ai nevoie să te întâlnești cu angajatul, să explici de ce munda n-a reușit, pur și simplu o pui pe Mica, n-are nicio treabă. Îți zice fără probleme, îți transmite mesajul. Gata, și directorul... Asta mi-aduce aminte de momentul introducerii în armata a computerelor în anii 90. Se plângeau unii, domnul, să ne dea afară pe noi acum dacă băgăm computere. A mai durat un pic, dar până la urmă se dea afară. Acum, despre cum ce vezi, vorbim? Inteligența artificială. Păi mașinile la ora actuală ce le mai fac oamenii? Nu. Da, le fac roboți. Sunt niște roboți care le fac. Omul stă și le supraveghează. Deci tipul ăsta de... input există la ora actuală. Ce s-a întâmplat este că pentru prima dată am luat contact cu o sursă unde nu mai trebuie să cauți tu, ci îți caută ea. Uh-huh. Da? Deci tu pui o întrebare. Câți ani are Dan Andronic? Și îți caută el pe Wikipedia așa și spune câți ani are. Și eventual ce a făcut în viață dacă nu te confundă cu un medic. Da? Da. Deci... aici e impactul major. Impactul major este că începe să ne înlocuiască dorința noastră de căutare. Da? Făcându-ne să doar să punem niște întrebări. Cine sunt sumerieni? Numai, înainte trebuia să scrii. Te cauți. Da. Nu mai zic, perioada sumeriană. Te trimitea în Wikipedia și de acolo în alta și de acolo în alta și așa mai departe. Acum îți dă tot răspunsul. Un răspuns schematic și prost. Da, asta e. Corect. Se spune că am creat un zeu și că la un moment dat acest zeu s-ar putea să aibă pretențiile lui. Păi nu, una din teorie este că s-ar putea să creeze o religie. O religie. Care e diferența între... Și a existat deja în Germania o slujbă ținută de inteligență artificială la care au participat câteva zeci de oameni. Da, nu mă miră și este clar că ne ducem în zona de SF, probabil mult mai repede decât ne așteptăm. Vorba ta... Noroc că suntem bătrâni. Eu am spus că nu mai am nevoie.
S-ar putea că ăștia cu bani, mă refer la voi, bineînțeles, să reușească la un moment dat să se upgradeze, pentru că și asta este inteligența artificială, vine și cu în sensul care să își permite și să trăiască mai mult și să fie și mai inteligent, dacă se poate, să aibă. Bine, am cunoscut în Dubai, erau niște, veniți la târgul ăla lor de Inventica, niște medici americani care îmi spuneau că au găsit soluția să trăiești până la 150 de ani. Da. Da, încă cum îți curăță sângele, îți curăță celula, da? Da. Eu m-am uitat la el și am zis, prietene, zic, ești idiot? Ăla a rămas, ne vedeam pentru că zice, ce-ți veni? Adică, zic, tu îmi spui mie că o să muncesc până la 120 de ani? Da, 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 da. Zic, acum muncesc până la 65, tot mai vrei să mă anunți că muncesc până la 120? Că nu o să ies la pensie la 65 ca acum. S-ar putea să mai fie și niște alte beneficii. Zic, care e beneficiul? Dacă trăiești până la 150 de ani, trebuie să muncești până la 130 sau 120. Ți se pare un gheșef? Depinde ce ți se poate oferi. Poate călătorești pe alte planete mai ofertante, poate... Da, uite așa, pleci pe Marte, că ai timp. Poate pleci pe Marte, că ai timp. Nu se știe ce se poate întâmpla. Îți faci honeymoon-ul pe Marte. Honeymoon pe Marte, altceva, o altă existență, o altă viață. 100 de ani îți permiți. Exact. Discutăm, poate într-o altă ediție, despre provocările a inteligenței artificiale. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru discuții. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Ne revedem mâine seara de la ora 21. Apropo de asta, un episod din Istoria Secretă a Umanității. Așadar, rămâneți cu Metropola TV. Mulțumesc și OnlyForMen pentru ținut. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.